Bună ziua! Am să Bună vă rog ziua! să ne spuneți care sunt principalele complicații care apar în sarcină și care duc ulterior la probleme ale copiilor nou născuți. Cel mai des ne confruntăm cu stările mamei care duc la nașterea prematură. Nașterea prematură totuși nu este pe deplin elucidată în momentul de față. Sunt anumite cauze care sunt depistate și pot fi prevenite. Și sunt totuși o largă paletă de cauze care nu este încă studiată pe deplin, nici la nivel mondial. Sunt anumite patologii care se asociază cu sarcina, cum ar fi diabetul și sarcina, hipertensiunea și sarcina, sunt destul de frecvente. Sunt anumite patologii care intervin în sarcină, mai ales dacă sarcina survine la adolescentele tinere sau la persoanele care sunt trecute de 40 de ani. Sunt anumite probleme specifice pe segmentele acestea de vârstă. Și ce probleme generează aceste complicații la nou-născut? În general, probleme s-ar traduce ele? În general, problemele care sunt reflectate către starea nou-născutului sunt în funcție de fiecare afecțiune în parte. În nașterea prematură sunt nou-născuți cu greutate mică la naștere, care se adaptează greu respirator. În diabetul asociat cu sarcina sunt nou-născuți mari la naștere, sunt nou-născuți care au diverse probleme metabolice, se adaptează și aceștia destul de greu și necesită o îngrijire mult mai personalizată și amănunțită. În afară de aceste probleme care sunt strict de ordin medical și unde putem interveni doar cu mijloace medicale, cu ce alte tipuri de probleme vă confruntați? Cele care nu țin de sfera medicală și pe care le-am putea rezolva printr-un proiect cum este Idei de Viitor? Problemele cu care se confruntă sistemul medical din România sunt bazate în primul rând pe lipsa prevenției. Adică gravidele din România nu au acces sau nu sunt informate corespunzător cu privire la programele de screening la care sunt așteptate să participe. Sunt în România multiple centre în care se face screening-ul în timpul sarcinii. În spitalul în care eu lucrez, în maternitatea Filantropia, există un sistem foarte bine pus la punct, e un spital de nivel 3 în obstetrică ginecologie, unde se poate efectua screening-ul acesta al gravidelor, se pot depista complicațiile și chiar se pot rezolva complicațiile, atât în timpul nașterii, cât și îngrijirea copiilor ulterior. Ce putem face? Putem să îmbunătățim accesul populației la aceste programe de screening. În majoritatea spitalelor se desfășoară anumite programe de informare a mamei. Sunt așa numitele cursuri școala mamei sau cursuri de puericultură care informează practic gravida cu privire la sarcină și naștere. Gravidele fiind practic informate, ele ajung să cunoască mult mai bine ceea ce le așteaptă în timpul maternității. Și fiind informate, tind să se prezinte la programele acestea de screening menționate anterior. În momentul în care o boală este depistată mai devreme, așa se întâmplă în orice ramură medicală, așa se întâmplă și în obstetrică. Ea poate să fie rezolvată mult mai ușor. Din ce în ce mai mult ne confruntăm cu situația în care gravidele vin la spital prima dată la medic când trebuie să nască. Este o situație în care pune obstetricianul într-o dificultate extremă, pentru că sunt anumite patologii care se agravează pe parcursul sarcinii, iar mama și familia are ca așteptări de la medic să fie copilul bine, să fie mama bine, să fie toată lumea bine și dacă nu e toată lumea bine, de ce nu e toată lumea bine? Că eu am venit la un spital. Cum putem ajunge la acest segment de viitoare mame care nu sunt informate, cele de care spuneați că vin direct la naștere, cele din mediul rural unde nu avem în apropiere un spital, așa cum este Filantropia? Prin acest proiect am putea implementa strategia de screening în cât mai multe centre,
am putea informa medicii de familie care au acces direct cu gravidele pe care le supraveghează să direcționeze și să transmită informația medicală către utilizatorul final, între ghilimele, fiind gravida. Cel mai important consider că e asigurarea prevenției. Asigurarea prevenției și prin asigurarea prevenției accesul gravidelor la programele respective. Cu cât programele de screening sunt mai extinse și mai accesibile tuturor, cu atât afecțiunile legate de sarcină și problemele pe care le are nou-născutul la naștere vor fi din ce în ce mai mici.